Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Vorbim la știrile dimineții despre un subiect extrem de interesant pe care l-am descoperit în numărul 13 al revistei Income Magazine, care a apărut săptămâna aceasta și pe care îl găsiți la chioșcurile de ziare. Energia electrică subvenționată a ajuns să fie mai scumpă decât cea nesubvenționată. Este un paradox pe piața românească la care s-a ajuns, culmea, tocmai din cauza unei măsuri menite să-i ajute pe români. Este vorba despre plafonarea prețului la energie. Cum de-am ajuns în această situație? Cum de-am ajuns ca pe energia cumpărată de pe piața liberă să fie mai ieftină decât energia subvenționată? Vă aflăm de la Ioana Erdei, redactor șef al revistei Income Magazine. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit, îți mulțumim foarte mult pentru prezență. Ce s-a întâmplat? Ca orice regulă de bază în economie, cererea decide prețul. Dacă cererea a scăzut, consumul de energie a scăzut substanțial, ținând cont de costurile care au fost foarte mari în lunile trecute, atunci a scăzut și prețul. Însă statul e cumva în urmă cu ceea ce se întâmplă în piață. Plafonarea încă este în vigoare, însă nivelul la care prețurile sunt plafonate în acest moment este mai mare decât costurile reale decise de piață. Motiv pentru care statul trebuie să renunțe la această plafonare, însă sunt doi factori foarte importanți și de risc în acest proces, care nu este atât de simplu să zici gata, de mâine nu mai facem că nu mai avem nevoie, pentru că în primul rând trebuie să vină cu un ajutor și o schemă de ajutor pentru consumatorii vulnerabili, vorbim de persoanele cu venituri mici, și de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că statul este foarte restant la furnizori când vine vorba de sumele plafonate, respectiv până acum plafonarea s-a făcut pe banii privaților, ca să vorbim pe românește, ca să zic așa, motiv pentru care mai are mult de plătit, sunt câteva luni bune restante și vorbim de 2,1 miliarde de lei, atât a costat în acest moment statul român această plafonare, care la un moment dat a fost utilă, însă în acest moment face mai mult rău decât bine. Bun. Cât timp îi va lua statului să ridice această plafonare a prețurilor la energie? Avem un nou ministru al energiei acum, rămâne de văzut ce priorități are și cum va aborda această problemă în condițiile în care, cu siguranță, furnizorii, în momentul în care vor discuta despre ridicarea plafonării, vor pune din nou problema datoriilor existente. Pentru că dacă se ridică plafonarea, poate fac o nouă tranșă de plată sau depinde cum vede în acest moment Ministerul Energiei ca prioritate acest lucru. Bun, pe românul de rând, pe consumatorul casnic, cum îl afectează faptul că această plafonare este încă în vigoare în condițiile în care prețurile de pe piața liberă sunt mult mai mici? Păi românul de rând plătește cum a plătit în ultimele 6 luni, să spunem. Nu știu dacă simte că nu știe că există mai bine, ca să spunem așa, în acest moment. Motiv pentru care există avantaje și dezavantaje când piața dictează prețul. Poate să fie mai ieftin, poate să fie mai scump, în funcție de cum este afectată piața de diferiți factori. Ca și la credite. Am văzut, dobânzile au fost mult timp mai ieftine, cele variabile, pentru că piața a făcut ca ele să se ieftinească, însă am avut și o perioadă de scumpiri pe care le-am suferit și pe care le-am suportat. Așa și în piața energiei, normal că nu știi că se poate mai bine când tu ai o constanță în preț. A existat o constanță, un echilibru, lucru care cu adevărat a ajutat. Dar se poate mai bine, asta e mesajul și sunt sigură că Ministerul Energiei va prioritiza rezolvarea acestui lucru. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru explicații. Ioana Erdei, redactor șef al revistei Income Magazine.